și a făcut 9 ani tenis de performanță. Până să ajungă la superstar, își dorea să urmeze dreptul. Mirajul scenei a schimbat planurile și are tot dreptul să viseze la o carieră în muzică. Elena Mândru! Acum vreo 2 ani mă gândeam să devin notar, pentru că mi se părea destul de interesant ce se întâmplă și aveam un plan să aplic la drept, doar că m-am cam răzgândit în acest concurs. Rămân sigur în zona artistică, indiferent de situație, pentru că eu mă simt bine făcând asta. Și cred că cel mai important în alegerea unui job este să te simți tu bine cu ce faci. Ne vedem în semifinale. Pentru mine este foarte important că am ajuns în semifinală. Pot spune că această seară reprezintă apogeul carierei mele și că nu mi-aș fi închipuit niciodată că o să ajung în semifinale la un concurs atât de mișto. Încep să-mi placă de fata asta din ce în ce mai tare. Mă bucur foarte tare că voi cânta la arene. Totul este absolut sublim, de la scenă, la sunet, la tot. Acolo jos trebuia să împingi un pic și mai mult aer. Acolo mi se pare că n-a fost chiar așa prezentă vocea, dar în schimb pe acute acolo ți-a ieșit bine, ai un ceva metalic în voce așa care îmi place. Și eu cred că eu am fost cel mai bun. Aoleu. Aoleu. Păi hai să vedem. Carlos. Asta e unul dintre momentele care explică de ce există premii de participare. Eram sigură că o să zică ceva rău. Am înțeles. Mulțumim, Carlos. Smiley? Da. Elena, ai încredere în tine pentru că poți. Mm-hmm. Mulțumesc. Te-au pregătit acum și te așteptăm pentru următorul moment. Elena, îți mulțumim frumos! Hai!
dacă nu ești obișnuit cu scena, e greu să cânti pe o scenă atât de mare în fața unui public atât de numeros și să faci față. E greu. Dar noi asta căutăm. Confirmarea ei trebuia să fie aici. Eu pot, am ajuns până în semifinale, deci clar sunt bine. Nu există niciun concurent, să spun așa, netalentat în semifinale la Superstar.